Eu am început trist. Am început trist pentru că visul meu, când eram puști, era să ajung polițist. Și polițist din două motive. Unul, pentru că erau filmele cu Van Damme celebre și, da, Van Damme era un erou pentru noi toți de acea generație. Și doi, pentru că mă săturasem de imaginea țiganului. Adică eu eram țigan, țiganii furau, scuipau, erau murdari, erau păduchioși, erau indezirabili, erau ceea ce nu doream să fiu. Deci mă făceam polițist ca să pot să arestez infractori. Pentru mine țigan atunci, pentru că trăiam în cultura românească și de asta era țigan pentru mine, așa defineam. Deci eu eram țigan. Ghinionul de șansă a fost să nu ajung la poliție pentru că, sau norocul meu, n-am ajuns la poliție pentru că mai decis că sunt prea mic să merg în câmpia 13 ani să fac ceva de poliție. Motiv pentru care eu am vrut să renunț la școală azi. Nene, nu-mi trebuie școală atunci, nu mă fac polițist, nu mă fac nimic, mecanic auto. Și m-am înscris la profesionalul din punctul meu de vedere. Maica mea, așa, cu o șmecherie micuță, m-a scris la liceu industrial cu profil de electrician, mecanic și cea mai departe. Și astfel am terminat și un liceu, că altfel rămâneam la stadiu de mecanic auto, ceea ce nu era rău, era ok, cred că mi-a plăcut. Au fost multe experiențe frustrante de-a lungul timpului în copilăria mea. Eu am lucrat într-un cartier din Dristor, unde toată lumea era ok, la modul că eram împreună, eram un grup de oameni, dar în momentul când sunam spre țigani, evident că aveam un complex suplimentar, pentru că mă gândeam că eu pot fi ăla. Ca să nu fiu ăla, totdeauna am fost altceva. Rocker, ascultam muzică, făcut karate, evident că exista o distanță, pentru că făceam eu la karatist, eticheta era că sunt bun la bătaie, deci de, nu, am avut conflicte. Dar au fost câteva evenimente mici care mi-au colorat viața și mi-au pus în întrebare. Și un exemplu la îndemână este, nu știu, o verișoară de-a mea mai mică cu vreo 6-7 ani, când aveam 14 ani, am fost cu trolebuzul 102, autobuzul 102, la cofetărie să iau o prăjitură. Și asta pentru că era un eveniment, nu mai țin de exact ce. Semnificativ atunci, acum e relevant. În drum spre cofetărie, troleibuzul foarte, autobuzul 102, foarte aglomerat. M-am împins cu verișoara acolo ca să apucăm să mergem la cofetărie, o stație, și la un moment dat am simțit pe piciorul meu ceva cald. Mă uit jos, verișoara mea, cât am putut să mă uit jos, verișoara mea făcea pipi pe ea pentru că un om o lovea în cap pentru că considera că îi fură din buzunar. Pentru că e țigancă. Iar asta a fost pentru mine prima lovitură, dacă vrei, serioasă. Adică, cum e posibil? Evident, am coborât, am înjurat, am încercat să arunc cu pietre după ăla. Nimeni n-a reacționat în autobuzul acela pentru că un copil de 6 ani era bătut cu pumni în cap. Am coborât pur și simplu, am rămas cu o mega frustrare, n-am înțeles de ce. Deci asta diferență, pentru că eu, deși țigan, eram ca orice alt român, adică care are diferența. Mergeam la școală, mă jucam în cartier, jocurile de cartier, nu știu, capra, lapte gros, bâza. Toate alea prostești, generația mea, care au dispărut acum, din păcate. Taken. Și asta m-a ambiționat profesorul altul, pentru că a fost un moment de cumpănă, ok. Dacă sunt țigan, e ceva în regulă cu mine, ar trebui să mă port altfel, ar trebui să scuip, ar trebui să mă port ca toți ceilalți, așa cum îi percepeam eu la vremea aia, doar pentru că sunt țigan. Mi-a luat mult timp până să-mi răspund la întrebarea asta, cam vreo 4 ani, 3 ani, până când l-am văzut pe Mădălin Voicu la televizor, discutând, relaxat despre problema romilor, el afirmând că este rom. Eu negându-l până atunci identitatea de rom public. N-am spus niciodată că sunt rom, pentru că nu mă asociam, adică pentru mine termenul de țigan era o conotație socială, nu etnică. Românul care fura în cartier era considerat de asemenea țigan. S-a țigănit, s-a purtat ca un țigan, nu uite ce a făcut țiganul ăla și așa mai departe. A fost greu să-mi recunosc identitatea, să zic, bă, stai puțin, că sunt țigan. Ulterior descoperi înseamnă și rom, pentru că evident nu știam acest termen. Eu trăiesc într-o cultură, dacă vreți, românească. Am fost într-o familie de romi asimilați, evident că n-am știut prea mult despre rom decât că sunt rom. Da, și atât. Mă rog, și așa am ajuns în mișcarea mea. Am luat contact cu cei care erau deja organizați, cei care făceau deja acțiuni pentru îmbunătățirea situației romilor, un grup de studenți cu care am făcut diverse acțiuni. Cea mai celebră atunci, vă și povestesc, este
mâncatul de lebede, pentru că era o etichetă pe care o aveau romii din Persia din 93, da? Un zi la evenimentul zilei a fost în Austria și din lipsă de subiect am inventat un subiect. Țiganii au mâncat lebede după nu știu ce lac. Noi am aflat că este o invenție de la ambasada Austriei din România și am făcut un happening. Happening-ul a fost că am pus-o pe maică să facă niște pulpe de pui american, așa, pulpe americane, așa se cheamă vremea aia, adică mare așa, niște ouă vopsite negru și albe, pentru lebădă neagră, lebădă albă, un monument al victimei, holocaustul victimei lebedei mâncate de țigan, care au o rățușcă de galbenă pusă pe un postament. Aveam niște colegi actori care lansau pe lacul lebedelor în fața ambasadei, am împărțit la trecători mâncare lebedă, la pulpă de lebedă, să mănânce și românul lebedă să vadă cum e. Evident că ambasadorul a ieșit, a lansat cu noi pe lacul lebedelor și a spus, bă, din păcate sau din fericire, pe lacul nu a existat lebede, deci ăsta este un mit doar. Se construiește foarte ușor ceea ce privește romii, pentru că societățile au nevoie de țapi spășitor. Au nevoie de cineva care să fie inferior. Nu noi suntem de vină pentru situația economică de acum, ci țiganii. Dacă n-ar fura ăștia în Finlanda, cum spune Băsescu, noi am fi în Schengen acum. Ba, pardon, nicio legătură. Este doar un discurs public de a găsi țapii spășitori pentru incompetențele noastre, ale tuturor. No, bun, am luat-o pe arătură așa puțin cu politica, mă întorc la istoria mea, pentru că acest moment de solidaritate cu alți tineri romi și a crea evenimente pentru a deconstrui imaginea publică a țiganului, mâncător de lebede, furător de hoț de copii, da? Nu ești cum de la țigan, te fură țigan, te bagă în sac, toate cele. Țiganul care e manelist, burtos, nu știu ce mai face, are lanțul la gât, așa, totdeauna, și așa mai departe. Era evident o imagine pe care nu asociam cu ceea ce știam eu că înseamnă rom. Și asta pentru că în familia mea nimeni nu e așa. Sunt oameni cinstiți, unii dintre ei muncitori în fabrici, alții, nu știu, frizeri, alții au făcut și școli mai, eu știu, chiar și universități. Deci, de ce să fiu etichetat așa? Stai puțin, că nu sunt eu. Și după care a făcut un calcul simplu. În România sunt estimați 2 milioane de romi, dintre care 530.000 se recunosc ca romi. Deci doar 25% din romii în România se recunosc ca fiind romi. Probabil că în același motiv ca și mine. Nu te identifici cu eticheta, cu label-ul de țigan. E altceva. Da? Ești om, ești cetățean român în primul rând, pentru că te naște tot zice cetățenia, acționezi ca atare. Înveți istoria românilor când ai încotro, citești literatura și românească, pentru că iar n-ai încotro, dacă vrei să treci prin școală. Deci, ești cetățean român. Chestia cu etnia apare ulterior. Fie este o frustrare, fie este un avantaj. Asta dacă ești german. Și obții primăria Sibiului doar că ești german. Asta s-a întâmplat în, apropo de cum funcționează stereotipul. Klaus Iohannis a obținut mandatul de primar pentru că era german. Eticheta despre germanii români este că sunt harnici, muncitori, serioși și așa mai departe. E o etichetă, evident, ca și în cazul țiganului, homosexualului, persoane infectate cu HIV și așa mai departe. Adică acordăm etichete care sunt, evident, stereotipuri. Și stereotipul funcționează foarte simplu. Am cunoscut un țigan care e hoț, toți țiganii sunt hoți. Am aflat din mass media că țiganii sunt, nu știu, nu merg la școală, niciun țigan nu merge la școală. Da? Sunt etichete pe care le acorzi ca să simplifici gândirea. Iar un om care gândește simplu, evident că nu are timp să facă conexiuni și să se gândească că există probabil nu știu, un exemplu pe care el îl știe și atât și care este irelevant pentru masa mare. Mai mult atât, întotdeauna un rasist, cum le etichetez eu, are o justificare incredibilă. Și sunt convins că în și alte cazuri, și în homofobie, și în antisemitism, totdeauna când îi spui, bă, dar nu e ok ce spui, pentru că mi se pare că am deplasat cu ușor rasist ceea ce spui, ai spus, ah, eu rasist, nu, stai că am prieteni din copilărie, rom, m-am jucat cu ei, a fost extraordinar, m-am bombolat din gură, într-o gură în altă, adică cum să fiu rasist eu? Păi da, tocmai asta îți confirmă faptul că ești rasist, pentru că reduci experiențe pe care le acumulezi la un tip comportamental și ai o excepție, care este ăla bun. Se poate și țigan bun, dar toți ceilalți sunt nașpa. Ăsta e bun al meu. E, tipul ăsta de abordare e omniprezent în societatea românească, pe oricine întreb și etichetez cu asta, va cunoaște un rom bun. Din păcate, când vorbim despre toți romii global, generalizăm și spunem că țigarii sunt ABCD.
Bun, dacă să revin la istoria mea personală, am încercat ulterior să, mă rog, nu numai să fiu activist, ci să fiu și un activist informat, să citesc despre asta, să mă documentez, să-mi depășesc propria condiție. Și condiția era că în familia mea, în familia mea restrânsă, am fost primul care a terminat universitate. Și dă și luptă, că mergi la școală, e un alt tip de... Facultatea nu se compară cu liceul, evident. Și nici liceul cu școala generală. Sunt etape diferite viața fiecăruia. Am terminat științe politice și am avut noroc în cariera mea pentru nonconformism. Am fost în Moldova, Republica Moldova, într-o vizită și mi s-a pus o păsărică să fug în Transnistria, ilegal, evident, deși totul este ilegal acolo, și să scriu un raport despre romii care au fost deportați din România în Transnistria și care au rămas acolo. A fost primul raport de acest gen, preluat de Consiliul Europei, ulterior cu un job la Consiliul Europei, consultat în Republica Moldova, și a început o carieră internaționalistă, așa, adică la OSCE, analist politic, analist minorități naționale, Consiliul Europei consultat pentru Guvernul Republicii Moldova, și ușor, ușor, aria mea de interes a extins către Uniunea Sovietică, fosta Uniune Sovietică, a fost în cam toate țările foste Uniunii Sovietice, lucrând acolo ca analist politic. Ceea ce mi-a plăcut, pentru că am scăpat de eticheta de avantajat că-s țigan. Și spun asta pentru că, fiind la Romani în criză, la începutul carierei mele, aveam senzația că mi se spune că-s bun pentru că sunt rom într-o organizație de romi. Iar asta e frustrant, pentru că asta e puțin. Care e limita mea? Adică, da, bun, sunt rom, lucrez pentru o organizație de romi, pentru romi. Și atât pot. Adică, cred că pot mai mult, am o plărie mai mare. Atunci am plecat la Agenția de Monitorizare a Presei să-mi demonstrez skill-urile extinse. Și am inventat împreună cu colegii de atunci un departament antidiscriminare care se ocupa de problema globală, de conceptul de discriminare și antidiscriminare. O misiune dificilă, pentru că nu ai doar un grup discriminat în România. Ai mult mai multe grupuri. Iar cei mai discriminați în România nu sunt romii, statistic. Sunt homosexuali. Și a trebuit să mă ocup și de problema gaylor. Eu, la origini, homofob, că de așa te construiești cultural în România. Și întâi o luptă cu tine să depășești propriile tale stereotipuri despre diverse grupuri, să înțelegi problema și după care să te apropii de problema încât să o reprezinți. Și să spui, stai puțin, eu nu vreau să fiu discriminat ca rom. Păi de ce aș discrimina un homosexual? Sau o persoană cu dizabilități? Sau, eu știu ce alt, o femeie? Da? Nu poți să faci în condiție de activist pentru drepturile omului vreo discriminare de niciun fel. Iar asta înseamnă un proces de învățare continuă și o deschidere continuă către alte grupuri. Și am învățat în Lisabona, e drept, în București, că a fi gay nu înseamnă că îmi pune mie mâna pe fund. Nu înseamnă că, nu știu, mă agresează sexual. Nu înseamnă că nu e om. Din potrivă, e foarte ok. E foarte om. Și spun foarte om și spun, nu știu, foarte mișto, eu știu, etichete, pentru că cred că oamenii sunt oameni și suntem diferiți fiecare în funcție de ceea ce suntem, fie din naștere, da? În cazul meu sunt rom, n-am cum să schimb asta oricât de mult m-aș opărea, fie din cultură, fie din opțiuni pe care le avem. Și atunci trebuie să învățăm să acceptăm individul de lângă noi pentru ceea ce este. Evident că sunt homosexuali care nu-mi plac. Evident că sunt romi care nu-mi plac. Evident că sunt persoane cu dizabilități care nu-mi plac. Și evident că sunt politicieni, mai mulți ce trebuie, care nu-mi plac. Dar asta nu înseamnă că pot să generalizez, spun că toți sunt, eu știu, răi sau toți sunt buni. Da. Asta este filozofia mea de viață, câteva cuvinte, și cred că, deși, mă rog, dacă mă duc spre ideologie așa, spune că sunt undeva între liberal și social. O cale a treia, care este, mă rog, invenție recentă în Europa, Tony Blair, John Rawls și așa pe departe. O cale a treia, pentru că, dintr-o perspectivă, cred că individualismul e foarte important. Oamenii sunt oameni și sunt individualități. Fiecare om e diferit de celălalt om. Nu există șablon, nu există eticheta pe care poți să o acorzi fără să greșești. Când spui toți românii sunt harnici, ai greșit din start. N-ar cum să fie toți harnici. Sau toți nemții sunt harnici, sau toți, eu știu, care grup etnic. Bun. Trecând pe această etapă de formare personală, evident că m-am dus spre o zonă care e, mă rog, spre o analiză socială, dar
cu focus pe individ, pe dezvoltarea individuală și pe relațiile dintre indivizi, care se cheamă antropologie. Și acum fac un doctorat în antropologie la SNSFRA, tocmai pentru că nu mă pot opri din a cunoaște, la modul superficial, că n-ai cum să cunoști chiar tot. Dar cred că este important să avem o legătură cu ceilalți când ai cunoaște. Și ceea ce eu numesc în România, apropo de rasism, nu cred că există rasism cognitiv. Adică omul se gândește la mega teorii, a citit, eu știu ce, darwinism sau hegelian. Nu. Cred că individul de rând este ignorant. Și ignoranța naște monstru, evident, pentru că necunoscând pe celălalt, nefiind interesat să cunoști ceva despre celălalt, ajungi să te porți de cele mai multe ori responsabil. Cel mai bun exemplu este Traian Băsescu, care declară că din cauza țiganului nu intrăm în Schengen. Și declară responsabil asta, născând probabil frustrări în rândul populației, născând probabil, nu știu, n-aș vrea să spun asta, dar violențe. Pentru că e președintele României, ne reprezintă pe toți, și dacă președintele nostru a tuturor spune că țiganii se devine că nu intrăm în Schengen, evident că o să ajungă la un moment dat să avem frustrări acumulate. Asta a fost și cazul în Bulgaria și toate conflictele au început din mici frustrări. După ce scandal la bar, băutură, se ajunge la mega conflict pentru că două familii se ceartă și se extinde, se etnicizează. În Bulgaria, acum ți-am un exemplu concret, când Țar Chiro, mafiot, eu am fost la OSCE, am făcut analize politice, am spus că ăsta cumpără voturi, băi, atenție! Dar nimeni n-a acționat, pentru că cumpăra voturi pentru clasa politică de la guvernare. Evident că n-a avut problemă. Iar acum răscoala care s-a întâmplat a fost împotriva unui mafiot, nu a unui rom. Și a etnicizat mișcarea de extremă dreapta. Asta se întâmplă și România. Din punctul meu de vedere, infracțiunea, etnia, nu au nicio legătură. Nu există infracțiune care să fie justificată etnic. Nu există în codul cultural a unei etnii infracțiunea ca formă de supraviețuire. Sunt indivizi care comit infracțiuni și trebuie datați iar individual. Ai comis-o, ești arestat, judecat, condamnat. Ăsta e procesul firesc. Din păcate, justiția nu funcționează în țara noastră, așa că mă aștept să existe o radicalizare a discursului și în media despre rom. Mai ales că acum s-a fetișizat tot ceea ce înseamnă discurs legat de rom. Este silicoare versus țigan. Au murit silicoanele ca modă în dezbaterea publică, pentru că toată lumea are, și ok, nu mai contează, sau aproape toată lumea. Și a apărut țigara. Și invităm tot felul de personaje care spune despre silicone, de la silicoane până la politica externă a României, să-și dea cu părerea despre acest subiect. Evident că vom percepe noi toți ceilalți ca fiind extrem de adevărat că țiganii sunt toți infractori, toți mafioși, toți nu știu ce. Bun, ca să închei povestea despre, mă rog, activitatea mea și despre mine puțin, spuneai că mi s-a schimbat viața prin cu puțin timp, în urmă cu 4 ani, de când am o fică și am învățat să-mi învăț fica. Cum crești un copil într-un mediu aproape monocultural, să fie multicultural, să învețe că o persoană care e neagră, ea fiind destul de necricioasă, nu foarte, dar destul, nu era. Se speria de persoane de culoare, care îi fac pe aici. Îi considera pe cei care erau în scaun cu rotile cercetori, pentru că și-a spus bon. Da? Ăla cerșește pentru că e scaun cu rotile. Se oripila când vedea o femeie grasă sau un bătrân cu barbă, pentru că credea că e hoțul din nu știu ce basă și mai departe. E destul de greu să educi un copil corect în România. Iar experimentul al meu și al partenerii mele e, cum să spun, e continuu. Încercăm să o ducem în contact pe Sara cu cât mai multe grupuri, cu cât mai mulți copii, să interacționeze copii cu dizabilități, cu copii din diverse medii, blonzi, bruneți și așa mai departe, în așa fel încât mintea ei să fie curată. Pentru că interacțiunea generează o minte curată. Atâta vreme cât stăm închiși și aflăm de la televizor despre diverse etnii, grupuri, minorități, persoane, vom și la televizor. Iar televizorul este o fabrică, este money maker. Altfel n-ar exista. E o misiune dificilă și trebuie să fii mega responsabil ca să poți să gândești că îți poți ajuta copilul hrănindu-l cu informații neeficiente. E, dacă vreți, o misiune întreagă. Și știu mulți oameni, din fericire, în România care fac asta.
puțin probabil pentru numărul total populației, dar sunt îndeajuns de mulți ca să salveze potențialul viitor al României. Discriminarea e nașpa.